Cupa mondială la ski cross s-a desfășurat în stațiunea franceză Val Thorens. A fost deciși campionii. Austriacul Tristan Tacat s-a impus în finala etapei Cupei Mondiale de Ski Cross din Franța, devastându-l pe americanul Tyler Walsh. Podiumul a fost completat de elvețianul Romain de Traz. It feels so amazing. It was a great day for me. I woke up in the morning and I had a feeling like, yeah, it's gonna be a good day. And now, yeah, I'm the winner from the race and the overall leader, so it's a great day. În finala feminină a preluat conducerea suedeza Sandra Naisland, asigurându-și primul loc. Argintul i-a revenit francezei Marielle Berger, iar bronzul a fost luat de elvețianca Fanny Smith. Știrile Wisport se încheie aici. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dorim un weekend liniștit.